despre România pozitivă vreau să vă vorbesc, ci despre o cifră care la acest moment o să vă rog să-mi dați voie să nu vă spun prea multe despre ea, ci doar să vă arăt. Este 3.5. Mâna sus cine știe ce este 3.5, nu că eu aș vedea în sală, dar de curiozitate dacă această cifră reprezintă ceva pentru cineva din sală. Cred că am văzut 2-3 mâini. Nu e nicio mână sus. Bine, mulțumesc. Am și ochelari, deci mă ajută. Puțin mai târziu o să vedem, evident, și legătura între această cifră 3.5 și tema de astăzi, și anume Breaking the Pattern. Și recunosc că Alex m-a ajutat, apropo de a defini puțin termenii. Și, sigur, în limba română poate însemna foarte, foarte mult, de la spargerea paradigmelor, schimbare de ritm, ruperi de ritm și așa mai departe. Dar mă gândeam că cel mai bine, ca să evidențiem definiția lui Breaking the Pattern, ar fi să facem un exercițiu de voce. Am văzut că stați bine cu mâinile ridicate, ne-a pus Alex la antrenament. Însă aș vrea să ne probăm și vocea, nu de altceva, dar o să avem nevoie de ea pe la pauze sau chiar poate și în timpul sesiunilor. Am următoarea rugăminte. La 1, 2, 3, să vă rog să spuneți acest sunet. A. 1, 2, 3. A. Excelent, mulțumesc. Acesta este un pattern. Avem un pattern, toată lumea spune A. Acum am următoarea rugăminte, runda a doua a exercițiului. Cine dorește din sală, deci nu neapărat toată lumea, cine dorește să spună, încă nu spuneți, vă rog, să spună acest sunet. Doar cine dorește. Ceilalți care nu doriți să spuneți sunetul U, vă rog să vă amintiți prima, așa, că e prima și în alfabet, e simplu. Deci 3, 2, 1. Acesta este o spargere de paradigmă sau de tipar, pentru că am auzit mai multe uri. Și runda 3 și ultima e la liber. Cine poate mai tare, fie A, fie U, să vedem ce va ieși în sală. Deci 3, 2, 1. Mulțumesc! O rundă de aplauze pentru dumneavoastră sau pentru voi. De când eram mic, mă pasiona cumva zona asta a Orientului și în mod special India, așa se explică și imaginea din spatele meu. Și m-am bucurat să văd și în filmulețul TED că apar destul de multe imagini din India, cel puțin eu le-am recunoscut. Și m-am gândit să aduc un pic de spirit despre India și acum de dimineață, până să vă spun cu adevărat ideea și legătura între Breaking the Pattern și 3.5. Am să vă rog să vă imaginați că pentru câteva momente am fi Dalai Lama. Și da, e o legătură cu spațiul oriental, dar o legătură un pic mai apropiată în timp este că atunci când desfășurăm în programele noastre și ateliere sau workshop-uri de inovare, folosim adeseori ceea ce se numește, sau noi le numim, întrebările șui. Sigur, nu le-am inventat noi, există metodologii, probabil că o parte dintre voi și lucrați cu astfel de metodologii, iar una dintre întrebările șui este ce-ar fi dacă ai fi Dalai Lama? Cum ai găsit soluția sau inovația sau cum ai rezolva o anumită problemă? Ce-ar fi dacă ai avea $1.000.000? Ce-ar fi dacă ai avea timp? Ce-ar fi dacă clienții sau beneficiarii soluției tale ar fi extraterestri? Și mi-am dat seama că întrebarea cu dacă am fi Dalai Lama s-ar putea să ne ajute pe parcursul zilei, nu neapărat în discursul meu, să ne uităm la mai multe perspective despre Breaking the Patterns. Pur și simplu să ieșim poate un pic din tiparul în care suntem noi cu gândurile noastre în fiecare zi. Dar până una alta, am gândit să vă arăt și niște obiecte, e adevărat metaforic că nu le-am fizic, și o să vă rog să ridicați mâna sus cei care vă amintiți de Google Glass. Mulțumesc! Nu o să discut dacă a fost o spargere de paradigmă la momentul inventării Google Glass. Știu doar că în acest moment cred că este oprit proiectul, mai mult nu o să dezbat. Însă vă rog, cine își amintește de tabletele din Star Trek? Le mai țineți minte? Mult înainte de inventarea, cel puțin așa știu eu, sper să nu dețin adevărul absolut, dar din ce știu, tabletele din Star Trek au fost un antemergător, nu știu cum să-i spun, un break the pattern, sau o inovație, dacă vreți, ceva ce ar putea fi viitor. Și avem multiple exemple dacă deschidem cărțile lui Jules Verne, ca să dau un singur exemplu. Dar cine a avut trotinetă în copilărie? Mulțumesc! Oare ne-am fi imaginat că 20 de ani mai târziu trotineta ar putea să fie electrică, ce-i drept? Ar putea să fie un mijloc de a redefini transportul, cel puțin în marile orașe. Nu știu dacă și în Constanța se întâmplă, dar cel puțin în București e plin de trotinete electrice. Sigur, exemplele pot continua, e doar așa că să deschidem un pic subiectul. Însă ce vă invit e să ne uităm la această temă, destul de generală, din mai multe perspective. Și, din nou, fără să dețin adevărul absolut, aș vrea să ne întrebăm împreună, poate retoric,
Dacă uneori când avem o idee sau un comportament care ar putea să spargă acest tipar de zi de zi, dacă nu cumva e prea devreme sau prea târziu. Și iată un citat care probabil l-ați mai întâlnit, este cel al lui Thomas Watson, președinte a IBM în 1943, care credea că în piața globală nu e loc de mai mult de 5 calculatoare. Din nou, ne discutând dacă este bine sau nu, este perspectiva omului la momentul respectiv. Dar rămâne întrebarea, oare e prea devreme, oare e prea târziu pentru o idee pe care aș vrea să o aduc, fie că vorbim într-o companie, într-o organizație sau poate în societatea în care trăim. Oare, uneori, dacă ideea este cu adevărat un break the pattern, s-ar putea să fie ușor nebunească și poate ușor neacceptată de către cei din jurul nostru. Și din nou, o posibilă întrebare retorică este ce fac? Lansez o idee nebunească, chiar dacă se vor uita 1000 de oameni strâmb la mine, sau mai degrabă, renunț la ea, sau poate, din contră, chiar dacă ideea este suficient de nouă, am suficient de multă perseverență să insist și să găsesc adepți pentru ideea respectivă. Și aici avem un citat interesant, este, nu știu să-i pronunț numele, din păcate, Thorsten Heinz, probabil. În 5 ani spunea dumnealui în 2013 că nu vede niciun motiv pentru care ar mai exista tablete. Mâna sus, cine are tableta? Mulțumesc frumos! Dacă vreți, găsim numărul de telefon al domnului de la BlackBerry și putem să conversăm de ce avem tabletă în continuare. Și nu în ultimul rând, o altă întrebare posibil retorică este: oare putem inova sau putem să spargem paradigme fără să avem experiență în domeniul respectiv, pur și simplu să venim cu o idee nebunească, sau nu cumva avem nevoie de experiență sau de cele 10.000 de euro, vedeți cum am gândit la euro și a ieșit așa, de 10.000 de ore de practică, probabil că știți via Malcolm Gladwell, în excepțional, îi pomenea despre această cifră. Probabil că este și primul semn de Brexit, dacă ne uităm la citatul de acolo, acest domn președinte al Post Office în 1876 a spus că americanii n-au nevoie de telefoane, doar americanii au nevoie de telefoane, noi avem suficienții poștași sau, mă rog, ofițeri de poștă, deci nu avem nevoie de telefoane. Cum spuneam, probabil primul semn de Brexit încă de pe vremea respectivă. Și nu în ultimul rând, iarăși o întrebare posibil retorică este: oare e nevoie să ieșim din cutie pentru a inova? Deseori s-ar putea să putem inova atunci când suntem într-un domeniu, însă sunt suficient de multe exemple în care putem să spargem aceste paradigme abia în momentul în care am ieșit puțin de acolo, în care am dat o șansă, să zicem, unui alt mediu, context, oameni, organizații, de ce nu. Nu știu ce părere are domnul Ballmer despre ce a spus în 2007, dar spunea că nu există nicio șansă pentru iPhone să aibă o cotă de piață semnificativă, lucru care, desigur, dacă ne uităm pe cifrele de astăzi, probabil că s-ar mai gândi de două ori domnul Ballmer, la momentul respectiv CEO Microsoft. În fine, probabil că am zis să lăsăm un pic obiectele la o parte și întrebările retorice, și probabil că un personaj care naște dezbateri, mai ales în spațiul românesc, ioritic în online, este Greta. Și sunt multe opinii despre este sau nu un changemaker, este sau nu un om care sparge paradigmele vis-a-vis de felul în care se uită la problema climei și cum se adresează. Probabil că ați văzut și ultimul discurs de acum o săptămână sau două, dacă nu mă înșel. Și sigur că e o dezbatere în sine. Este sau nu un spărgător, ca să zic așa, de paradigmă. Eu am ales poza Gretei pentru că, într-un fel, cred că felul în care ea se uită la problema climatică, cred că este un spărgător de bariere sau, în fine, un spărgător de tipar, cel puțin tiparul obișnuit din ceea ce înseamnă problemele de climă. Și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, e suficient să ne uităm că acum un an era singură, sau, mă rog, cu 2-3 colegi, iar mai puțin de un an mai târziu sunt câteva milioane de oameni across the globe, ca să vorbesc așa, care cumva cred în mesajul ei. Și gândindu-mă la Greta, mi-am dat seama că, nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul ăsta, că natura în sine este un amestec foarte interesant de pattern pe de o parte și echilibru. Pe de altă parte, unde te aștepți mai puțin, s-ar putea să fie un break the pattern, o pată pe o frunză. Nu știu dacă aveți sentimentul ăsta, toate frunzele par la fel, nu-i așa? Numai că în momentul în care te uiți cu adevărat la o frunză, în mod particular, constați că probabil sunt mici șanse spre infinit să fie fix aceeași frunză, aceleași dimensiuni, aceeași culoare, aceleași pete la o a doua frunză. În fine,
Am ales și o poză din tură, nu e cu frunze, e cu oi. De data asta e prima poză pe care am găsit-o la îndemână. Și, sigur, uitându-ne la această imagine, probabil că e mult haos acolo. E o oaie, sunt diverse plante, mă rog. Cred că sunt, de fapt, mai multe oi. Va trebui să-mi schimb ochelarii ca să le pot număra. Dar mi-am mai dat seama de ceva. Pentru cei care nu aveți frică de zbor cu avion și vă uitați pe geam, când avionul e la 10.000 de metri sau chiar mai puțin, nu știu dacă ați observat că există un pattern. Este ca și cum cineva a desenat, sigur, de multe ori chiar cu mâna omului sunt acele linii, lasă-mă refer. Eu eram suficient de speriat, era un drum de București-Chișinău într-un avion cu elici, din acelea unde ai senzația că acuș-acuș se opresc elicile. Și este interesant că cumva există un pattern, sigur, cum spuneam, făcut până la urmă de mâna omului, dar metafora este alta, că uneori ca să vezi pattern-ul, ai nevoie de big picture, ai nevoie de imagine de ansamblu ca să vezi care sunt diferențele între, eu știu, un fel de a te uita la un proces sau la un câmp, cum e cazul de față. Dar, iarăși, uneori ai nevoie de big picture, alteori ai nevoie de detaliu. Și dacă avem în cală, în cala avionului, probabil, și oameni de detaliu, probabil că observați că aici este o poză care nu are ce căuta în film. Este un cadou, de fapt, de la organizatorii TED Constanța, în care îmi sugerau să pun poze acolo. Însă motivul pentru care am păstrat-o este că, până la urmă, este un break the patterns. Și este și o întrebare. Mai țineți minte cifra la care mă refeream la început? Mulțumesc frumos, deci mi-am făcut treaba. Acum, care o fi explicația cu cifra, o să vedem un pic mai târziu. E nevoie și de detaliu și cei care aveți copii mai mici, probabil că vă este cunoscută această imagine. E un pic mișcată pentru că eram mai preocupat să scot piesele de Lego din picior decât să fac o poză corectă. Se numește Legopunctură, în cazul în care n-ați testat. Și iarăși, când te uiți la o astfel de imagine, zici, păi ce pattern este acolo? Că e un haos de piese de dimensiuni diferite și culori diferite. Ei bine, e un pattern. Îl știți care? Îl știm cu siguranță pentru că altfel n-ar fi fost brandul și patentul acestei companii al cărei reclamă îi fac eu acum. E modul de asamblare. Felul în care se asamblează piesele e un pattern care este, cred că, protejat prin patent de către această companie nordică, al cărui nume l-am pronunțat indirect. Deci uneori e nevoie să ne uităm din avion pentru a înțelege pattern, alteori e nevoie să ne uităm la micile detalii care pot face diferența și care pot să aducă un plus. Aici e foarte interesant. Este o imagine de acum câteva zile și e în ideea de a demonstra că uneori n-ai nevoie de cele 10.000 de ore, nu euro, de practică, ci că e suficient să ai doar mult curaj. Și o să vă rog să observați ceva. O să mă joc cu această imagine ca să se vadă un pic mai bine. Sunt câștigătorii etapei naționale de la Central European Startup, ca să avem un exemplu și din zona de business, pe România. Și nu știu dacă observați, dar acolo avem Best Newcomer, compania respectivă, și la Startup of the Year este aceeași companie. Sigur, asta nu demonstrează adevărul absolut în lume, dar e un exemplu despre cum, deși ești nou venit, probabil un startup făcut așa mai repede, probabil, poți să ajungi la performanța de a fi cel mai bun în anul respectiv. Dar în fine, ca să nu vă zic lucruri pe care probabil le știți, m-am gândit să aruncăm o privire și în viitor. Și dacă mai era nevoie de un argument de ce avem nevoie să ne uităm cu atenție la break the pattern, este faptul că cel mai probabil în viitor avem nevoie de foarte multă creativitate. Sau cel puțin asta spun majoritatea studiilor despre cum va arăta piața forței de muncă în viitor. Este chiar prima competență necesară, indiferent de jobul sau meseria pe care o avem. Cred că ar fi cazul să ne uităm un pic și la România. Și spuneam că nu o să vorbesc despre România pozitivă, însă mi-a fost mare drag să mă uit puțin în alte zone de, să zicem, cercetare și am ales să mă uit într-o primă fază în online. E adevărat, în 2019. Am vrut să văd care sunt tiparele noastre, cel puțin în ceea ce căutăm sau, eu știu, cuvintele cheie pe care le utilizăm cel mai mult în online. Și, da, probabil translate și traducere nu este o surpriză, avem nevoie să traducem diverse cuvinte din limbi străine în limba română sau invers, însă e interesant că pe locul 3 apare cuvântul libertate. Și subliniez libertate, nu libertatea, că atunci probabil că ar fi fost mai ușoară explicația de ce libertatea. Sigur, alături de meteo, de jocuri, de știri sportive sau lucruri de genul ăsta. Dar e totuși interesant să vezi că un cuvânt cu o semnificație profundă, după 30 de ani, dacă ne gândim în ce an suntem, este în top 4, pe acolo, a trecut 1 milion de căutări.
Ei bine, m-am gândit să vă aduc și o perspectivă un pic, nu neapărat statistică de data asta, și m-am inspirat din ceea ce face Daniel Stanciu. El a avut o idee acum un an, a zis, vreau să pun aceleași întrebări, puține, vreo 6-7 în total, la 365 de persoane, în principiu pentru a avea un rulaj de 365 de povești diferite, de la oameni diferiți, ca să vadă, până la urmă, un pattern. În momentul în care l-am sunat și l-am întrebat despre pattern, a fost nemaipomenit de fericit și mi-a spus să vezi ce am găsit. Surpriză, surpriză, aproape toți oamenii ăștia au niște frici. Cred că dacă ne căutăm și noi prin sală, cu siguranță găsim o mulțime de frici, temeri pe care le avem. Ce este însă interesant este cum le depășim. Cum credeți că le depășim? Care-i pattern-ul? Ce ne ajută să ne depășim fricile? El a găsit două răspunsuri care se repetă. Unu, o chestie pur umană, curiozitatea. Curiozitatea de a vedea ce e în spatele fricii sau de a vedea cum arată dacă depășesc frica. Și a doua, eu am numit-o, a doua caracteristică din pattern, am numit-o Sisif. Adică această dorință nebunească a omului de a overcome, de a trece peste frica, peste bariera respectivă și de a demonstra că totuși se poate, există un rezultat acolo. Poate vă întrebați de ce vă spun asta. Cred că e greu să spargi paradigme și tipare până nu le înțelegi întâi. Înainte de ne arunca cu capul înainte, să spargem paradigme doar de dragul de le sparge, poate e important să vedem care sunt acele tipare. Și aici din nou îl citesc pe Alex pentru a vedea care din acele tipare sunt bune pentru noi și vrem să le păstrăm și mai ales care dintre acele tipare pe care credem că sunt fixate în pământ acolo nu se pot schimba, să ne propunem să le schimbăm. Mai e ceva comun în cele 365 de interviuri. Ce iubim? Surpriză, pe lângă bani, mâncare și alte lucruri, iubim, de fapt, oamenii care ne dau ce nu avem. De aici, metafora cadourilor, nu se înțelege că sunt neapărat cadouri fizice, ci pur și simplu iubim ceea ce putem primi și credem că e valoros de la oamenii pe care îi avem în jurul nostru și pe care îi respectăm. Din nou, mi s-a părut un pattern interesant. Probabil că acest lucru merită păstrat. Asta mi-aduce aminte, în limita timpului rămas, despre o poveste mai mică, mai scurtă. E, de fapt, o mică metaforă a celor doi lupi. E un bunic cu nepoțelul lui și, la un moment dat, îi povestește bunicul nepoțelului că doi lupi se întâlnesc într-o pădure, unul bun și unul rău. Lupul rău își strânge puterile să-l, mă rog, rănească, să-l mănânce pe cel bun, și este pregătit cu toată forța și cu toate sunetele posibile din ceea ce produce un lup. Lupul bun este lupul de gașcă, de haidă, și ajută colegii, mă rog, ce avea el pe acolo prin pădure. Și după mai multe explicații ce se întâmplă cu lupul bun și cu lupul rău, nepotul întreabă, bun, și care câștigă din această confruntare? Iar răspunsul bunicului este, câștigă cel pe care îl hrănești. Câștigă cel pe care hrănești, celui la care îi dai mai multă energie, putere ca să poată câștiga. Cred că am un singur mesaj și explicația lui 3.5, ca să nu vă las fără această explicație. 3.5 este procentul, conform unui cercetător american, de care e nevoie într-o comunitate, într-o societate, ca lucrurile să se schimbe. E adevărat, cercetarea a fost pe mișcările de non-violent, Democracy and Non-Violent Movement. 3,5% din populație, dacă sunt adepții acelei mișcări, este un tipping point. De la acel punct poate să înceapă schimbarea tiparului, paradigmei, schimbarea dorită de cei primii 3,5. Știți cât înseamnă asta pe România, respectiv pe Constanța? Și cu asta închei? 600.000 aproximativ pe România, la 19 milioane calculat, iar pe Constanța înseamnă 11.000 de oameni. Atunci când vrem să schimbăm un tipar, în bine, preferabil, avem nevoie de 11.000 de adepți care să fie de acord și să construim împreună această schimbare.